Alarma a fost dată dimineața la ora 7. Unei îngrijitoare de la un cămin din complexul studențesc Târgușor Copou i s-a părut că aude strigăte de ajutor. Când s-a apropiat de ușa camerei de la etajul 1, a simțit și miros de fum și a sunat imediat la 112. Câțiva studenți au spart ușa și au stins o saltea care ardea mocnit. Lângă pat au descoperit trupurile pline de sânge a doi tineri. Echipajele de prim ajutor au intervenit, dar pentru unul dintre ei, un student de 19 ani din Republica Moldova, nu s-a mai putut face nimic. Medicii au fost nevoiți să declare decesul după o oră de încercări de a-l resuscita. Studenții din cămin declară că dimineața ar fi auzit scandal în cameră și cred că cei doi ar fi victime ale unei răfuieli. Nu știm de ce, nu știu din ce cauză, dar pur și simplu și eu când am să dorm, deci s-auzea o gălăgie foarte și am crezut că dorm, dar auzeam că lasă, că vedeți voi, că sincer chiar... Amenințe? Dar nu am, da, și nu am băgat de seamă, am dat seama că n-am... Știți, azi dimineața când am apă, vă dat seama că m-am... Presupune că am auzit din urechile altor, din gurile altor, dar ceva concret... Păi că băietul care acum nu l-a putut salva... A dat îndatorii la un băiet, alt băiet care se presupune că a făcut tot chestia asta. Ceilalți care au fost, au auzit, eu n-am auzit. Dar gălăgie a fost? Da, a fost, a fost. Nu pot mai multe să vă spun. Reprezentanții administrației universității spun că cei doi studenți în anul întâi la economie nu au creat niciun fel de probleme până acum. Pe fondul consumului de alcool se pare o altercație care a ajuns în acest stadiu. Un student între mai mult. Se pare că e vorba despre trei studenți, dar nu intru în detalii pentru că... Nu. Dar nu dau mai multe detalii pentru că poliția... Nu, sunt studenți de amintă. Al doilea tânăr a fost operat, dar medicii sunt rezervați asupra șanselor lui de supraviețuire. Prezenta arsură de căi aeriene datorită expunerii la fum în cursul incendiului și multiple plăci înjunghiate la nivelul capului, toracelui, abdomenului, membrelor superioare și inferioare. A fost adus în unitatea primire urgență, a fost diagnosticat cu șoc post-traumatic și leziuni de inhalare. A mers în clinica chirurgicală de gardă, direct în sala de operație, unde s-a intervenit. Cea mai importantă plagă înjunghiată prezentată de acest pacient fiind cea abdominală cu interesare hepatică. Polițiștii au un suspect, un tânăr din Roman, pe care îl caută pentru audieri.